Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Provocarea unei porunci. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Ioan capitolul 15, versetul 12. Domnul Iisus a zis: v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Versetul 11 din Ioan 15. Care sunt aceste lucruri pe care trebuie să le faci pentru a avea bucuria lui în viață? Domnul Iisus răspunde în versetul următor: aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Vei spune: e o poruncă grea și o mare provocare. Da, și va trebui să crești și să te maturizezi foarte mult pentru a o respecta. Însă pentru a te bucura de viața pe care Domnul Iisus dorește să o ai, trebuie să-ți iei angajamentul că așa vei face. Dumnezeu a creat tot felul de oameni cu diverse temperamente și personalități, așa că lui Dumnezeu îi place în mod sigur varietatea. După ce Dumnezeu a creat primii oameni, El a văzut că toate erau foarte bune. Așa că nu numai că există varietăți de oameni, dar în fiecare om există ceva foarte bun pe care tu trebuie să-l cauți. O mare parte a nefericirii vieții noastre este cauzată de oameni care nu sunt ceea ce dorim noi să fie sau care nu fac ceea ce dorim noi să facă. Care este răspunsul? Cum te poți bucura de fiecare zi dacă va trebui să te confrunți din nou cu oameni care te deranjează? Hotărându-te să-i iubești. Nu trebuie să-ți placă modul lor de a fi, dar trebuie să-i iubești în ciuda modului lor de a fi. Dacă stai să te gândești puțin, așa se poartă și Dumnezeu cu tine, nu-i așa? Iată cum poți să iubești pe cei care te deranjează. Oamenii deranjanți sunt de obicei deranjați de ceva în viața lor. Dacă vei interveni în sensul atenuării suferinței lor, vor începe să se simtă mai bine și se vor purta mai frumos cu tine. Deci, iubește-i și ajută-i pe oameni.